Sâmbătă dimineață, un bărbat de 79 de ani din comuna Stoienești a fost găsit de către fica sa atârnând în ștreang. Sinucigașul, măcinat de boală și supărare, a profitat că soția lui a plecat la biserică și a rămas singur în casă și și-a pus planul în aplicare. Nu înainte de a lăsa un bilet de adio în care și-a cerut iertare față de soție și fică, de gestul necugetat. Bărbatul este tatăl criminalului Constantin Bragă, cel care a ucis-o cu sânge rece pe vânzătoarea unui magazin din satul Cotenești, comuna Stoienești, în luna aprilie a anului 2016. Corpul neînsuflețit al bătrânului a fost preluat de medicina legală și dus la prosectura Spitalului Municipal Județean din Pitești, în vederea necropsiei.